De ce m-au adus aici? Sunt adevărate acuzații? Nu, nu, nu. Posibil provocare. E o scenare? O scenare. Da, mai poate. Surse apropiate a anchetei au declarat că Ionel Cazacu ar fi cerut unui coleg din cadrul IPJ Constanța să intervină pe lângă un procuror. Comisarul își dorea să scoată basma curată contra unei sume de bani. Un șofer vinovat de producerea unui accident nu a reușit însă pentru că polițistul mai tânăr a anunțat DNA-ul. În momentul acesta, conform statutului polițistului, este pus la dispoziție. În cazul în care va fi arestat preventiv, acest polițist va fi suspendat din funcție pe perioada arestării. Ionel Cazacu a fost prezentat magistraților de la Curtea de Apel Constanța cu propunere de arestare preventivă, iar conducerea IPJ Constanța a dispus suspendarea lui din funcție până la terminarea anchetei.